arhivare, acestui dosare periodic, plătiți. Nu așa a fost luat în domnitorul, a tras în țară, a tras în țară. Dar principiul unității domiciliului, noi primim o domeniu în Europa la noi. Dar părintele e că grecilor este Panaios. Și ai răspuns, că ne-au suferit, dar ei ne-au culturalizat cu noi. Dar ți-a văzut în dreptul lui om, ce ești spui tu, cu cunoști multe. Nu, de asta n-am știut, de m-a vreo acordat. Da, e că am mai învățat și eu câte ceva din procesul ăsta. Nu, eu le prind așa de mersul biciclete. Știi limba franceză, da? Păi ceva știu, da. A fi și-a cunoaște stupuri diferite, sau cunoaște-mă franceză. Păi cunoaște-mă franceză, așa. După nume. Cum știi cum s-ar. Nu vreau de. Dar știi și-a cunoaște sunt lucruri diferite. Fnetră, șeval. A știi, a știi în propriu zile și pur și simplu a știi și a știi și-a propriu. Știi cu tare așa. Dar știi, tu cunoști poate ceva de dreptul lui, dar nu poți să-l știi. Lunecoasă, dacă nimerești pe mână, dacă nimerești pe mâna lui Oleg Rusu sau pe mâna lui Oleg Melniciuca, păi s-o zis cu drepturile omului. L-au găsit nevinovat pe Babenco. Și pe ceilalți complici ai lui i-au făcut martori. A? Snejana, cazea cum ating când întâi i-au scos. Și apoi Melniciuca a păstrat ordonanțele. Așa. Da. Dar de ce eu scos de sub urmărire complicii lui Babenco? Gândește. Eu făcut martor. Nu știu cum gândește, eu mă tem că ați uns gândirea ei. I-ați uns deciziile, că altfel nu cred că făcea ea așa, porcării. Mie mi s-a făcut impresia că e cam coruptă. Altfel nu-i scotea pe complicii lui Babenco de sub urmărire penală și nici nu-mi comunica mie ordonanțele. Le-ai dat o sarcină grea să răsfoiască. Dar zici că le-ai adus o hotărâre de la CEDO până o traduc, până cer părerea Comisiei de la Veneția. Și el nu știe și nici cât ați cotizează și să pregătească. Așteaptă telefoane. Da, foarte simplu. Era imagine video, era marturia Iuliei Cernei. Facem abstracții de la primările tale video montate. Nu facem deloc abstracții. Sunt pertinente, categorii. Sunt convingătoare. A, pentru tine. Patru agresori, unul subordonat celuilalt și o grămadă de complici, mai ales femei, la Universitatea Slavonă. Cum ai făcut treaba atunci? La moment ai ieșitat opinia publică. Da, a fost mediatizat cazul la moment, dar după aceea nu s-a mai interesat nimeni, că de 9 ani dosarul ăsta trebuie să... Dosar simplu, elementar. Cu ce ocazie m-am dus eu la Universitatea Slavonă? Că m-a chemat Iulia Cernei, că nu-i dădeau documentele să plece de acolo. Da, mare interes avem, eu să mă duc la Universitatea Slavonă pe 29 iulie 2011. În toiul verii. Ai ieșit dat seama că tu ai tras o cursă, ai tras-o din Doamne Ferește. Da, eu am atras-o. Eu m-am căutat prin mătușa de la Cahul. Păi, anume e că dau mătușa de la Cahul, moșul de la Edineț, în brață, altul de la Sângerei și tot așa. Așa e la noi, cu mătrism, cu nănășism. Impossible, don't move.
absența e din faptul care este decedat. Am făcut acțiune civilă, am cerut despăgubiri pentru dauna materială, pagube morale, rog să fie examinată acțiunea civilă. Nu mă interesează dacă a murit sau nu. Ca să avem și sentință. Lor le mergem de la capăt. Și amuși vin în 5 minute cu sentința. Că se transmit infecții cu palma. Deci crezi că o să-ți facă dreptate, că am înțeles ideile matale. Dar ce până amul nu le-a venit mintea la carte? Nu studia dosarul. Înțeles. Judecătorul, raportor. Da, dar Curtea Supremă și nu a casat, nu a clasat cauza. O trimis-o la reexaminare. Curtea Supremă, tot care a examinat a doua oară. Tu s-o coți că cunoști. Dacă vezi, s-o poate știe. Din moment ce s-o casat deciziile, deci da, anterioare, dar nu și prima, și sentința nu a fost casată. Da, da. Tot se anulează. Păi da, dar de ce Curtea Supremă nu a constatat asta și se închide dosarul deodată? La prima, la a doua examinare. Nu are dreptul să... Pentru că s-a trecut etapa respectivă. Dar de ce nu a recomandat asta instanții de apel? A recomandat altceva, să examineze în fond. Ai văzut că ei la început chiar cereau probele. A întrebat procuror, avem marturi, examinăm tot. Dacă citești atent de decizia Curții Supreme de Justiție, atent, acolo se întrevede. Se întrevede o recomandare. Numai Curtea de Apel nu poate să recomande, Curtea Supremă, nu poate să, anume Supremă, nu poate să recomande concret, că se primește că indică. Nu are dreptul. Dar așa, voala, trebuie să înțelegi ce este stipulat. Pune, și cred că acum ai înțeles și să... Tot e bazat pe practica aceea. Dar Curtea Supremă nu poate să intre în fond. Justiția masă. Noi, dreptul la prorogată, nu tot ce dată și sănătate. Da, datoriile, pagubele pe care le-au făcut pe durata vieții, cum transmiți moștenire, bani, bunuri, chestii, transmiți și datorii. Nu, numai mi-o spart camera. S-o spart camera. Eu prima dată auzi s-o spartă-i camera. Da, prima dată auzi, nu sunt materialele cauzei, documentul acela de 4700 cât a reparat LCD-ul de la cameră. Și ei patru. Da, e rușine, da. Dar ei patru, unul dintre ei campion la trântă, la sambă. Mâna ta e mai lungă cât... Lui, păi da, dacă mă trânteam numai cu Babienco, e clar cine câștiga. Sau cu oricare dintre ei, dacă mă trânteam. Sau măcar cu doi dintre ei, dar nu cu patru, îți dai seama. Și apoi eu nici nu m-am dus să mă trântesc acolo. Eu m-am dus să apăr drepturile Iuliei Cernei. Nu m-am dus să mă trântesc cu ei. Că dacă era de trântit, poate te vălem o leacă pe jos. Da, unii fugem că nu puteam să ies, eram sechestrat în secție. Păi, și... contra ei vreau să scoat afară, să ieși de acolo. Da, dar de ce nu mă las să ies la început? De ce încerc să-mi smulgă camera? Era să mă gâtui cu cureaua de la cameră. Cum nu? Ca iepurile fuge. Pentru că ca șomonarul acela care a intrat într-o odaie și stăpânul vrea să scoat afară, dar tu fugi, să ai pe mine, să ai. Da, da, da. Dar nu găsești și... Da, da, în deliberare. O bine și tu în situație așa. Îți dai seama, când te hăitează patru smintiți, trebuie să te aperi cumva. Îi vreau eu din contră să te scoată afară. Dar de ce să mă scoată afară? Se pronunță despois de decizii adoptate, așa colegi pronunță următoarea decizie. Țin citează procesul penal în privința lui Babienco Andrei Maxim, în direct de săvârșire în acțiuni de judecat cu 287 alineatul 1, în legătură cu intervenirea decesului acestuia.
Decizia este executată și poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiție în termen 30 zile din momentul pronunțării deciziei integrale. Decizia integrală va fi pronunțată la 13 ianuarie 2020, ora 14:00. Asta e fața justiției moldovenești. S-au căcăit 9 ani ca să spună chestia asta. De Sfântul Vasile. În ajun de anul nou. Pistil vechi. Ea motivează cum ori vrea. O să contestați, doamnă? Scrieți recurs. Vă rog, scrieți recurs, că eu nu mai am avocat de stat. Sau o să vin ea ca la... Da, și trebuie să semnez. Poate nu vreau să semnez. Ce-i să mă oblig? A, de atâta? Păi dacă nu mi-explică pentru ce să semnez, domnul ăsta pe care l-a rugat să mă anunțe despre ședință și nu m-a anunțat. Nu v-am anunțat, am telefonat o seară. Telefonul era deconectat. Era în România. Și... Am încate dumneavoastră ați cunoscut ședința. Da, da, nu știam dacă o să aibă loc. Da, este asta. Răspunsul de la minister acolo, este... Da, da, eu n-am primit răspunsul de la minister, dumneavoastră l-ați primit.